Să rămâi la mulți ani de 1 martie. Mulțumesc! Delia Moldovan, să culezi fermecat, Sibiu, molul Sibiu de la intrarea despre Vâlcea. Perfect. Uite, standul nostru. Aranjamente florale. Au înflorit florile la tine acolo? Sau despre ce vorba? Sunt din săpun cu uleiuri esențiale. Ah, realizate super. De mine și prietena mea, Camelia Moga. După cum le vezi. Super frumoase. Delia Moldovan și Camelia Moga sunt cele care lucrează și fac săculețul fermecat. Da. Să rămâinele. Și la mulți ani și Cameliei. Mulțumim, da. Și uite, aici avem săculeț cu floare de lavandă și toate figurinele parfumate, figurinele din textil, fluturaș, iepuraș, inimile, toate au floare de lavandă în interior. Iartă-mă, eu sunt sunt un analfabet în zona asta, să zic așa. Pun o întrebare. Tot ce faceți voi acolo nu este comestibil, da? Este decorativ și utilizabil ca săpun, da? Da, ne-am gândit să avem mărțișoare utile, că le poate folosi cine le primi. Acum eu spun așa, din ce am luat de la tine, ce am primit de la tine, le-am făcut cadou și au fost foarte seducătoare. Mă, partea asta de mărțișor și de asta în Franța nu prea este ca și cultură, dar doamnele care au primit cadou s-au bucurat foarte mult de săpunările create de voi. Uite ce frumos! Da, maci! Toată treaba asta este făcută, aveți industrie, fabrică sau este făcut manual? Sunt lucrate manual. Tot ce se vede... Este munca mânuțelor voastre, a celor exact. Două doamne. Exact. Lucrate manual, sunt prin stăpun, uleiuri esențiale. Wow! Ce frumoase! Sunteți în molul acela... Vă putem găsi de la ce oră până la ce oră și cât timp vă putem găsi acolo? De la ora 10 dimineața până seara la 10. Am înțeles. Până pe ce dată? Până pe data de 8 martie. În martie. Iar dacă, de exemplu, aș vrea să comand ceva și să fie livrat prin curier, se poate face și așa ceva? Da, se poate face și în străinătate. Și în țară? Da. Este un site, este o pagină de Facebook, este un număr de telefon unde se pot face comenzile? Da. Este Săculețul Fermecat. Și avem și o carte de vizită. Săculețul Fermecat, dat acolo un QR bar. Aha. Da. Ok, uite, nu ai în format digital cartea asta, să mi-o trimiți pe WhatsApp ca eu să o pun în partea de... În format digital să văd ce pot rezolva. S-ar putea că să... imaginea, streaming-ul care l-ai tu acolo în mall nu favorizează citirea foarte corectă cărții de vizită și de asta oamenii, dacă vor să vadă mai multe detalii, să am partea de poză sau voi mai clară... Voi trimite o poză. Super. Ce frumoase sunt. La mine e primăvara cu 0 grade. Păpădia era înflorită. De la voi e primăvară cu multe grade acolo. Când vezi lucrurile acestea, te creează pasiune, îți creează admirație. Mulțumim. Da, cam astea sunt produsele noastre. Care le aveți acum în mall. Da, care le avem în mall, da. Spuneam prima întrebare vis-a-vis de produsele care ar putea să aibă miere. Ne-am lămurit, nu sunt alimentare ce ai aici, e chestia de design și de igienă, așa, și un mic cadou care poate stăni interes. Da. Și acela este săpunelul cu miere și propolis, cu albinuța. Da, este săpunel cu miere și propolis, cu propolis făcut în casă. De la stupii mei.
Am înțeles, super, da. Felicitări. Știu că tu ești apicultureasă și de asta vedem dacă îți vei învinge tracul și vineri seara când voi avea pe doamna Raluca Țârfea invitată la emisiune specială pentru doamne, vei accepta, după ce va avea povestea dânsei și discuția, interviu cu dânsa, vei accepta și tu să ne faci o transmisie de seară, așa, de la stand, și să vorbim puțin. M-aș bucura, lansez invitația și îți spun presiune publică pe tine și pe colega voastră, colega ta, pe Cami, și în felul ăsta poate ne auzim și vineri seara cu asemenea prezentare. Eu mulțumesc frumos, vânzare plăcută, mult spor și încă o dată la mulți ani de 1 martie. Vreau ca ce prezinți tu acolo să fie mărțișorul pe care eu, Ionel Nistor, realizator și moderator de la canalul Apisines și de la emisiunea Apicultura din România Live, să fac către dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, către tine, Delia, către Cami și către celelalte participante și urmăritoare, să fac această dedicație, să vadă lucruri frumoase făcute din mâna unor doamne frumoase. La mulți ani! Mulțumim! Sărmâile, la revedere, pe vineri!